Tradiția Colegiului Național Vlai Cuvodă, cu sprijinul Asociației Comitetului de Părinți a Colegiului Național Vlai Cuvodă. Acest sprijin constă în obținerea de sponsorizări în bani de la firme locale și naționale, cărora vrem să le mulțumim încă o dată pentru sprijinul acordat, pentru a putea recompensa efortul și perseverența elevilor colegiului nostru de a participa la olimpiade naționale și concursuri la nivel național. O invităm în scenă pe doamna director Florea Ștefana, împreună cu reprezentanții Asociației Comitetului de Părinți a Colegiului Național Vlai Cuvodă, reprezentată de domnul Zamfira Constantin, președinte, domnul Floarea Gheorghe, vicepreședinte, și doamna Roșu Corina, trezorier, pentru a mâna premiile. Bună seara! Vrem să mulțumim încă o dată sponsorilor care ne-au permis să premiem în această seară elevii cei mai merituoși din Colegiul Național Vlai Cuvodă, cei care în anul 2017-2018 au obținut cele mai frumoase rezultate la concursurile și olimpiadele școlare. Așadar, o să încep cu cel mai mare premiu, Gocea Alexandra, elevă din clasa fostă 12G, actualmente studentă, premiul al doilea la Olimpiada de Limba Germană, doamna profesoară îndrumătoare Ada Zinca. Dacă este în scenă, o invităm și pe doamna profesoară alături de Alexandra. Felicitări, Alexandra! Îl invităm în scenă pe elevul Zamfira Andrei, care ne-a onorat nu pentru prima dată, ci pentru a doua oară la Olimpiada de Tehnologia Informației, unde a obținut medalie de bronz. Și îl invităm și pe domnul profesor, care a fost îndrumător, Mazilescu Georgian. Felicitări, Andrei! Un elev care ne-a făcut cinste și ne-a onorat anul trecut și sperăm că și anul acesta să facă aceeași să obține la fel un rezultat foarte frumos, este elevul, mă uitam în sală dacă a venit, Petruț Ciornei, de la clasa 12F. Am vorbit cu el, era pe drum, vine de undeva la țară și este foarte bolnav, e răcit. Mențiunea a obținut la istorie. Doamna profesoară îndrumătoare Gabriela Pătru, dacă este în sală, o invităm alături de noi. La Olimpiada de religie a obținut mențiune la faza națională eleva Nică Andreea Claudia, și ea a încheiat cursurile la noi la liceu, este actualmente studentă, îndrumător, domnul profesor Iulian Cojocărel. Un concurs de fizică și geografie, îndrumători, doamna profesoară Tatiana Dică și Carmen Dobra. Tot la acest concurs și tot cu premiul al doilea, l-a obținut elevul Tavă Andrei. Doamnele profesor pregătitor, doamna Tatiana Tică și Angel Ramona. La același concurs național interdisciplinar, dar premiul al treilea, Gianu George Teodor. Dacă este în sală, aici, da? Felicitări! Aș invita-o în scenă, dar știu că nu este prezentă, pentru că a vorbit cu ea la telefon astăzi doamna profesor îndrumător. Patricia Vasilescu a participat și a obținut mențiune la lectura ca abilitate de viață. O invit alături de noi pe doamna profesor îndrumător Ileana Popescu. Yes.
tot o fostă elevă de-a noastră, care este studentă, a obținut anul trecut la concursul de matematică faza națională, concursul Haimovici, mențiune, eleva ungureanu Elena Marta. Fiind studentă la Constanța, ne-a spus că nu poate să ne onoreze cu prezența. Doamna profesoară, îndrumătoare, Cristina Gobeș. Eleva Ducu Ana Maria a obținut locul al treilea la concursul Public Speaking Competition, îndrumată tot de doamna profesoară, care este și dirigintă, Ileana Popescu. O invit în scenă pe eleva care a luat premiul întâi la concursul național de istorie, Crucea în imaginația copiilor, ungureanu Xenia, îndrumător, doamna profesoară Pătru Gabriela. Felicitări tuturor și pentru cei din sală, ca să câștigați, trebuie să participați. Mulțumim mult de tot! Felicitări, dragilor! Hai, luați-le și mine. Bună seara, doamnelor și domnilor, și bine ați venit la balul bobocilor al Colegiului Național Blaicu Vodă. Alături de dumneavoastră, în această seară, vor fi Adina Donescu, Laura Păuna, Luca Vișoiu. Numele meu este Octavian Sandu și avem deosebită plăcere de a vă prezenta un spectacol organizat de colectivul clasei a 12-a A. Suntem bucuroși să vă avem un număr atât de mare alături de noi. Noi, cei 29 de elevi, împreună cu domnul diriginte, vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră în această seară și sperăm ca prestațiile artistice, momentul invitatului nostru special și surprizele ce vor urma pe parcurs să facă din aceasta una de neuitat. Vom trăi o seară specială. Un an special care ne aduce aminte că ne leagă pe toți un sentiment, acela că aparținem unei Românii care sărbătorește 100 de ani de la Marea Uniri. Am dorit să marcăm acest eveniment prin melodiile tradiționale pe care ați avut ocazia să le ascultați înainte de începutul balului. De asemenea, dorim să mulțumim cadrelor didactice, doamnei directoare Floarea Ștefana, părinților fiecăruia dintre noi, dar mai ales domnului diriginte Gheorghe Costel, pentru tot ajutorul pe care ni l-a oferit pe tot parcursul pregătirilor balului. Desigur, nu putem uita de sponsorii noștri. Mulțumim SC Medicoptic Profesional SRL, IBE Admiral, RMR, SC Farming Tennis SRL, SC Cher Cleaning Equipment, SC Bomix Brothers SRL, SC Luca Optimet, SC Viva Metal Decor, Andra Domino, Dioda Group, GDM Electronics, Dr. Oetker. Societatea Profesională Notarială Duina Florin, SC Clanar Imob Tur SRL, Quart, Manolo Autozop, Restaurant Park, Arcom SCM, Societatea Profesională Notarială Duina Enștel, Flora Export Import SRL, Magazin Convecții Diana și Illusion. Juriul din această seară este format din domnul profesor ungureanu Ion, doamna profesor.
profesoară, drăguța Andreea, președintele Consiliului Școlar al Elevilor, Horia Herciu, reprezentanții clasei a 12-a, Năstase Maria, Ivașcu Marius și domnul Poșticescu Elvis, din partea Departamentului de Poliție. Suntem convinși că sunteți nerăbdători. Așadar, fără mai prelungi așteptarea, este timpul să începem programul acestui eveniment. În continuare, vă lăsăm în compania colegilor noștri Octavian și Alina pentru primul moment din această seară. Înainte să-i cunoaștem pe cei 16 boboci, vă propunem să-i ajutăm să scape de emoții și să se pregătească pentru seara ce urmează, în ritmul unui concert rock. În aplauzele dumneavoastră, trupa Deja Vu! Fanny, chitarist ritmic. Ce de acolo este Tavi, percuție, tole. În spate este Miki. Iar cel de lângă mine este Vlad, chitară bas. Iar eu sunt Leo, vocalist. Vom mai cânta încă 4 piese. Următoarea se numește Human. Oh,
Fac tatu, so pierem, schimbă sângele-n vene. Nu vreau să văd nimădori. Acele tale, fac tatu, so pierem, schimbă sângele-n vene. Nu vreau să văd nimădori. We'll be right back.
n-am fost deja cu. Înainte să-i cunoaștem, ne-am gândit să vi-i prezentăm dintr-o altă perspectivă. Care perspectivă? Cea a camerei de filmat. Dorim să mulțumim persoanelor care s-au ocupat de crearea acestui film. Ilia Lisa, Octavian Sandu, Ovidiu Manole, Valotă George și Negru Ștefan. Acestea fiind spuse, doamnelor și domnilor, vă urăm vizionare plăcută! Pentru unii, relația de cuplu înseamnă stabilitate și fericire, în timp ce pentru alții înseamnă un prilej de trădare. Iar când patru vieți se încrucișează, lucrurile pot lua întorsături neașteptate. Bună seara, sunt Ernest și veți înțelege totul în minutele ce urmează din ochii din liceu. Prezentăm povestea pe scurt. Nicoleta și Vlad erau fericit. Nimic nu părea să meargă rău în viață. Nimeni nu părea să aibă o viață frumoasă. Adrian și al lui, a cărui chimie depășea orice limite, cunoscute sau necunoscute de om. Totul se schimbă când Nicoleta și Vlad încep să suspecteze că partenerii lor trăiesc vieți dure. Ei au decis să se prezinte la sediul ochii din liceu pentru a-și împărtăși povestea în fața lumii, în speranța că vor găsi ajutor. Primiți povestea Nicolete. Eu și Vlad trebuie poveste de dragoste ca în filme, până când acum 2 ore ne-am găsit fire de păr și atât de mașină. Păi, eu sunt bun de tăceam și fire blonde. Și am încercat să-l urmăresc, dar de unde se știe unde se duce dacă el nu spune? Și de asta vreau să te ocup tu, pentru că tu știi cel mai bine. Dar și pe cea a lui Adi. Domne, sunt sigur că femeia asta mă înșală, deci nu mai pot. Sunt sigur 100% că mă înșală și sunt foarte supărat în cauza asta. Vă rog frumos, dați-mi un banc, oameni. Sunt sigur că mă înșală, deoarece am văzut la televizor azi de dimineață de la doamna Niki Sandu că Mercur este retrograd. Și știți ce înseamnă asta? Când Mercur era retrograd, ce făceam pe vremea asta? După ce am aflat atâtea detalii compromițătoare, ne-am trimis detectivii particulari să-i urmărească pe Vlad și Alina și să dezgroape toate mizerile aruncate sub preș de cei doi. Detectivii sunt pe poziție. Ziua cei doi intră în loc. Uite ce-am găsit pe tine, nu știu. Doamne, ce nu pot să cred! Nu la de omor când omor! Vai de viața lor! Doamne, ce nu pot să cred! Nu pot să cred așa ceva! Uite, ies din bloc! Ce
și înțeleg și șapte fete pe lume. Așa, nu ne-am mai zis. Eu m-am mai după două luni, situația pare că s-a liniștit. Cuplul a ieșit din nou fericit, deși e o altă combinație și își pot relua liniștiți viața. Cum vă simțiți? Suntem mult mai liniștiți, viața noastră este mult mai bună. Toată sunteți au inima de un pie, este mult mai simțită. Ne-am refăcut viețile, ne-am găsit pe altcineva. Ne-am refăcut viețile, nu mai avem resentimente, suntem foarte fericiți și vă așteptăm la toate lucrurile de la vară. Ce de pe vechi! Salut și bine v-am găsit la Apo Moc, Oriu, emisiunea care pregătește cu Lucie să treacă aici. Vă prezentăm concurenții noștri. Și sunt pe strada aia, știi tu. De ce ați venit? Eu am venit aici ca să arăt ce pot, că eu am talent. Da? Nu am fost eu descoperit și vreau să arăt tot ce pot eu. Vreau să fac agică, da. Și dumneavoastră cum vă numiți? Caruca. De unde veniți? Nu contează de unde vin, contează unde vreau să ajung. Ok. Și de ce ați venit? Ați venit să câștigați? Nu, viața nu este despre a câștiga. Am venit aici să-mi depășesc limitele. Să miros păpădic. E o metaforă. Și aceștia sunt concurenții din această seară. Urmează prima probă, întârziat viteză. Yeah.
Angărița. Thank you.
Hai, Alexandru, nu-l faci! Oh, no!
Dumnezeu să ierte, ființă în ușoară. Gata, mama mea, suporteau, aici ai iertat la București, că nu m-am fapt ale, gata. Mamă, suflet nasul, că răcești. Să rog, mama. Așa, unde nu mai zice, exact. Gata, iau partea pe la București, nu mai suport mai tare aici, gata, e salut în viața mea. Aoleu, mamă, ce-ai face tu la București, ori? E plin de oameni, mamă, plin. Du-te, mamă, fii, să ai, să aveți noroc. Are, n-am ce să fac. Are. Ce să fac? Ha! Mama! Ne vedem
Alisa Cârstea și Valentin Pletea.
Noi credem că perechile au avut destul timp să se cunoască în aceste două luni de repetiții și am dorit să discutăm cu ei și să vedem cât de mult se cunosc. Bună, în ce clasă ești? Cum ți-ai descrie partenerul în trei cuvinte? Talentat și timid. Bună, în ce clasă ești? Clasa nouă. Cum ți-ai descrie partenera în trei cuvinte? Foarte talentată, plină de viață și în trei cuvinte. Și amuzant. Mulțumim! A doua pereche, un pas în față, vă rugăm. În ce clasă ești? A noua F. Și care crezi că este cel mai surprinzător lucru pe care l-ai aflat despre partenerul tău? Că este foarte leneș. Bine de știut! Bună! În ce clasă ești? Bună! Sunt în clasa 9 de. La tine, care este cel mai surprinzător lucru pe care l-ai aflat despre partenera ta? Că este foarte agresivă. Și mai bine de știut! În perechea 3, vă rugăm un pas în față. În ce clasă ești? A9. A noua. Și care crezi că este cea mai bună calitate a partenerului tău? E foarte pozitiv. E foarte pozitiv. Foarte bine. Bună. În ce clasă ești? A noua. Și pentru tine aceeași întrebare, care crezi că este cea mai bună calitate a partenerului tale? Talentată. Mai mă moși talentați. Mulțumim, perechea 4, vă rog. În ce clasă ești? A noua e. Și ce apreciezi cel mai mult la partenerul tău? Că este pozitiv. Voci talentat și pozitiv. În ce clasă ești? Sunt în clasa a noua B. Și apreciezi cel mai mult la partenera ta? Că este foarte frumoasă. În ce clasă ești? Și dacă ai putea să schimbi ceva la partenerul tău, ce ai schimbat? Nimic? Poate să fie un răspuns. În ce clasă ești? Doamne. Și tu ce ai schimbat la partenera ta? Nu nimic? Perechea numărul 6. Clasă ești? A noua. Și ce nu ai dori să se schimbe la partenerul tău? Facă glume bune. Interesant. În ce clasă ești? A noua. Tu ce nu ai dori să se schimbe la partenera ta? Rămâne la fel de frumoasă. Perechea numărul 7 pentru... În ce clasă ești? Mate. Mate. Crezi că vei mai ține legătura cu partenerul tău, cu Popal? Da, sigur. În ce clasă ești? Mate. Crezi că vei mai ține legătura cu partenera ta, cu Popal? Nu-i convins. Nu! Un pas în față. Perechea numărul 8. Cum te numești și din ce clasă vii? Sunt Ioana Fabiana de la clasa 9E. Te voi întreba și pe tine, ce apreciezi cel mai mult la partenerul tău? Că știe să danseze. Foarte frumos. În ce clasă ești? 9B. Aceeași întrebare? Da, pe, știe să danseze. O pereche de dansatori, foarte frumos. Cine este idolul partenerului tău? Hai, bine. Corect. Foarte bine. Are partenera ta animale de companie? Da. Ce anume? Câine. Știi și cum îl cheamă? Azorel. Aproape te cred. Mulțumim! Perechea numărul 4.
Concureta cu numărul 4. Oh. Care este desertul preferat al partenerului tău? E corect. Mulțumim. Perechea numărul 3. Crezi că ne poți spune de ce este teamă partenerului tău? Afară de tine. De chimie. De chimie. Mulțumim. Perechea numărul 2. Întrebarea noastră este: ce a visat partenera ta azi noapte? Mulțumim. Și perechea numărul 1? Ce crezi că îi plac mai mult partenerii tale? Câinii sau pisicile? Pisicile. De ce? Sunt mai drăguțe. Mulțumim. Luca. Mulțumim foarte mult. O să vă chemăm mai încolo. Puteți să... Da, bă! N-am pus nimic. Bă! Bă, când a zis aia, care... Nu, a zis aia, care este? Și trebuia să stric eu odată ca pe tare. Ce? Ce? Bă, beu! Bă, beu să se zică. Bocilor noștri până se pregătesc pentru prima probă. În momentele care urmează, vă vom lăsa în compania colegei noastre. Este o fată foarte talentată. Lucru de care vă veți convite singur după ce o veți auzi cântând. Doamnelor și domnilor, s-o primim cu un rând de aplauze pe Maria Năstase! Bă, vâzi beton! No. E chiar o doză, trebuie dată la mine. Nu știu mai. Mersi pentru frumos. Mersi pentru frumos. Ia, băi. M-am titrat, dar pentru că nu se are. Je n'en peux.
Bună seara din nou! Mai devreme i-ați cunoscut pe concurenți și v-ați făcut o prima impresie despre ei. E momentul să le testăm abilitățile. Așa că, în aplauzele dumneavoastră, îi invităm pe scenă. Haideți pe voci! Partenerele vor fi nevoite să depicească. Atenție! Nu aveți voie să folosiți cuvântul de pe bilet. Cât mai multe cuvinte explicate, corect și ghicite, vă aduc un număr mare de punctaje. Nu uitați, în această seară, pe lângă proba în sine, carisma și atitudinea voastră contează foarte mult. Pentru această probă avem nevoie de un concurent, așa vă invităm în scenă pe Miruna să ne ajute. Cine vrea să înceapă, Vlad sau Adina? Faceți un pas în față, vă rog. Un obiect prin care își urmezi ceva. O rețea de socializare făcută de Marco Zuckerberg. Partea din spate a unui animal din mare. De? Cum se numește? Ce fac soldații pentru o sână într-o... Nu chiar. Pentru o paradă militară. Substantiv. Defilare. Da. Un fel de mâncare. Și o armă. Timpul să ia 20. Atenție, să țineți microfonul lipit de gură ca să vă auziți corect. Voi ați găsit 5 cuvinte, e bine și așa. A doua echipă, Adi și Nicoleta, sunteți pregătiți? Nu uitați că aveți doar un minut la dispoziție, deci trebuie să vă grăbiți. Pământ pentru. Nu aveți voie să rostiți cuvintele de pe bilet. Atenție. Obiect care se joacă copiii la grădiniță. Jucărie. Mai detaliat. Foarte mare. Se poate modela. Plastilină. Locul unde se pun frunze. Ghiveci. Pământ. Pentru. Flori. Așa. Hai mai repede. Pui apă în congelator ca să-ți urmete un... Public. Da. Ce a scris Eminescu? Ce-ai zis, mă? Cuvinte. Hai. Bufete. Plucea. Da. Mulțumim frumos. Te pregătiți? Ce poartă câinii foarte răi? Botesă. Gardă. Agură. Poni. La închisoare. E ceva ca să nu treacă... Gratii. Afară.
care înțeapă, înțeapă foarte rău. Da. Sunt stâlpi care au de... Da, de... De curent electric. La țară sunt ceva care fac lapte foarte mari. Vaci. Da. Bebelușul suge de la... Bravi și Andrei, sunt pregătiți? Ce-a da, era același. Îi port la mare, la ochi. Da. Ai gata. Când ai un animal bolnav, te duci la un... Veterinar. Foarte multe agenții au sub acoperire. Acolo. Oameni sub acoperire, da. Foarte multe personalități, foarte multora dintre ele li se construiește o... Multor personalități, foarte important, da. Se pune la borcan. E o expresie, atunci când ești, când ești foarte prost la o materie, ești și se pune la borcan. Sunt niște exerciții pe care le faci la ora de sport, care contă... Mulțumim! Vrei să prinzi ceva? De ce o prinzi? Stă în apă și are multe brațe. Îl umfli și se sparge. E un animal care a fost, m-am întrebat de tura trecută, dar are mai multe picioare decât de obicei. Mai puțin. E și chiar, n-are un picior. Chestii pe care sar copiii mici. Corect. Chestii care se sapă în pământ. Pas. Mâncare pe care o face mama la țară. E locuitorul la pâine. E locuitorul la pâine. Galbenă. Galbenă! Faină, ouă, în ea! Aoleu! De asta cu fițe cu el așa. Ce este parajul vitral? Ce este parajul vitral? Să facem o pungă de microfon aici, bine? Acesta se aude? Trebuie să țineți microfon de lângă bună și să vă fiți puțin mai tare ca să vă auzi. Alegeți! Pa! Să rog! Bună, unde-i datorită?
Așa, cu ce faci casa? Se face din cui câte una, așa. De la ce spune ție gura când te duci în oraș? Casa. Nu mă lasă, nu mă lasă. Nu, mâncare, mâncare, ceva de mâncare. Așa. Tasa mare, explodează ceva. Cum se numește? Așa, așa, așa. Așa. Te punea cu tine la profesor de matematică să dai ceva ca să iasă de sub paranteză. Nu, să iasă de sub paranteză. Și e o vedă plantă, crește mare, cum se numește? N-am zis, zi, plantă, crește mare, mare, mare! Zi! Așa, sinonim! Joseph și Fabian, te pregătiți? Se mănâncă la... Băi! Se mănâncă băi! Corupier! Nici! Da! Vorbește foarte mult! Pas. Hai! E un animal mic în Australia. Hai mănâncă carne. Și... Și... Este sinonim cu drac. Asta a fost prima probă. Pentru a doua probă, vă rugăm să rămâneți pe scenă primele două perechi. Vedeți mai în față? Cea de-a doua probă se numește Iubește și iubește. De această dată vom invita doar două perechi. Fetele vor fi legate la ochi, așa că le vom ruga să se așeze în spatele mesilor acestora. Îi rog pe colegii noștri, colegele noastre, să ne ajute. Ce trebuie să facem la această probă? Voi veți fi legate la ochi și veți avea puse peste urechi niște căști în care veți auzi muzică. Asta pentru siguranță, ca să nu auziți nimic din public. Niște colegi de-ai noștri vă vor aduce niște cutii. În acele cutii sunt diverse obiecte. Voi trebuie să le ghiciți. Cum? Doar pipăind. Până în mână. Până acum am vorbit doar de fete, dar și băieții au o misiune dificilă. Doar nu credeți că am uitat de voi. După ce aflăm ce este în fiecare vas, voi trebuie să vă folosiți de acest lucru. Să vă folosiți de acest lucru, să le faceți o declarație de dragoste fetelor folosind acel obiect. Cine știe în ce relație veți rămâne cu partenerele voastre după acest bal. Îi rog pe băieți să vină unul într-o parte și unul într-o parte. Așa. Să nu uitați că aveți la dispoziție doar 30 de secunde pentru această probă. Haideți să-i încurajăm! Merită să fie încurajați! Trei, doi, unu... Start! O perucă. Asta e un șarpe de plastic. Bravo! O perucă. O mască? Corect. O
este rândul vostru. Adrian, încep tu. Ești declarat de drag. Iubesc de la cer până la pământ și vreau să spun că tu ești totul pentru mine. Dacă n-ai fi tu, nimeni nu ar mai cuvânta pentru mine. Foarte drăguț, dar nu cred că am auzit cuvântul mască. Tu mă lași mască de fiecare dată. Te iubesc foarte mult și chiar ești foarte, foarte frumoasă. Țin foarte mult la tine. Și te iubesc așa cum ești. Tu cer că iubesc și trebuie să libertate. Mulțumim frumos! Vă rugăm să vă retrageți voi. Următoarele două echipe le invităm pe scenă. Aplauze și pentru ei! Gabi, ai emoții? Foarte mare. Ești îndrăgostit? Sau întrebi și pe partenera ta același lucru? Nu, Dacă aveam o problemă, cred că ați uitat să aduceți ceva. Băieți? Da, mulțumim. Gata? Trei, doi, unu, stă! Iogăina. Așa, continuă. Bună ziua! Aluca Aghici, felicită Raluca! Bătura Aghici, cum o să dai părul ca o mătură? Timpul a expirat, mulțumim. Andreea, da, ai ghicit pe jumătate. Este o găină, dar pe lângă acestea mai erau un porc și o rață. Mulțumim. La Luca te poftesc aici. Este Vlad, îți doresc succes. Raluca, să știi că dacă ai ști să dai cu mătura, te-aș duce unde vrei tu. Păi nu puteți să zic că e o mătură. Trebuie să știi să dai cu ea și atât. Andreea, să știi că ești o fată foarte frumoasă și deșteaptă și mi-ar plăcea mult să existe ceva între noi. Iar dacă va exista, sper ca iubirea noastră să fie la fel de mare ca acel porc. Și să chițăim amândoi de fericire ca acea găină.
Ba dacă se pui... Vali, vino cu acea câte mai. Felicitări din prima! Ce unde-i tu? Bravo, foarte rapid! Vedeți, Vali, ești pregătit? Sigur ești pregătit? Foarte! E microfonul și te vedem! Alexandra, te invit aici? Alisa, ești femeia visurilor mele, dar ai doar un singur defect. Uneori îți dure gura ca o drujbă. Aici.
Doar mișocul cauciucului.
piciorul jos. Piciorul de pe tot trebuie să fie pus doar în interiorul cauciucului. Hai că mai aveți un pic, foarte puțin. Trebuie doar să ieșiți din cauciuc. Bravo! Felicitări! Vrem să vă reamintim, piciorul legat se pune doar în cauciuc. Nu aveți voie să atingeți tava cu cealaltă mână. Mâna liberă. Perechea numărul 2. Pregătiți? Hai, Nicoleta și Ani. Să vă vedem. Cu stângul, să zicem așa. Nu mai atinge stava cu mâna liberă. Continuați, continuați. Nu mai atinge stava. Nu, piciorul de legătură trebuie să fie doar în interiorul cauciucului. Aplauze pentru Petruța! Așa.
Felicitări! Bodo și Alexandra, haideți pe scenă! Nu succes! Ar fi fost bune câteva lecții de balet. Thank you.
Joshua, Fabiana, sunt pregătiți? Mulțumim, Alina! Haideți să vă vedem! Acestei serii. În filmulețul pe care l-am pregătit pentru dumneavoastră, am încercat să evidențiem munca depusă, greutățile pe care le-am întâmpinat, caracterul și talentul fiecăruia dintre noi. Toate acestea combinate au rezultat în acest spectacol, care sperăm că va rămâne în amintirea dumneavoastră. De asemenea, mulțumim pentru eforturile deosebite depuse pentru realizarea acestui film cu colegilor noștri, Ilia Alisa, Octavian Sandu și Balotă George. Fără alte prezentări, vom lăsa videoclipul următor să spună povestea noastră. Nu știam încă, dar acela urmă să fie începutul. Ce început? Aș putea să vă explic. Dar mai bine vă arăt și pentru asta trebuie să ne întoarcem puțin în timp. Voi să sunat în cei pe ăla, hai să fim uniți! Ok, poate nu chiar atât. Yeah.
Ovidiu, știm cu toții că nu a fost așa. Lume, lume, se organiza un mare concurs de talente cu un premiu inimaginabil. Motivarea tuturor absențelor pe viață. Participă și tu singur sau cu prietenii tăi la mega concursul de talente. Scrie-te acum! Mega concursul de talente nu e responsabil pentru pierderea vieții, bunul sau ochi. Înainte de înscriere, consultați-vă directorul sau directorul. Din momentul în care a citit afișul, Ovidiu se gândea doar la acel concurs, uitând chiar și de testul la matematică, ascultarea la mână, de faptul că în cadrul următor va avea altă geacă, sau poate chiar de tema nefăcută la religie. Nu, no, n-am uitat de tema. El deja se vedea scăpând de toate problemele cu ajutorul premiului. Însă ce nu știa Ovidiu era că zvonul despre concursul misterios prinsese rădăcini adânci în clasă. Toți se gândeau la premiu, pregătindu-și atent în cap pseudo-talentele pentru concurs. Bota mult mai durează. Bă, în sfârșit. Bă, da, ciu, poate să-mi descurți. Și din acel moment, problemele fiecăruia începuse. Fie că era vorba de cinematografie, David, partea cealaltă. Așa. Sau de muzică, sau orice face Adina. Ar fi pus și Ovidiu să participe, doar dacă nu s-a chinuit la tema. Când te duci și te duci, scobor pe scara mare, scobor pe scara mare, scobor pe scara mare. Deci e chiar sub clasa mare. Cine mă alergă, mă? Asta nu știu ea cu capetă, scăzi mai degrabă, alergă prin casă. Vă rog, mă, 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 să fie un copisul mai greu și cu talentă. Nu știu.
Dar tu ai pregătire, simt. Da, tu prea vrea să lipsesc.
Uite. Thank you.
suntem toate, dar ce mă dacă nu am credeți, chiar nu vreți să auziți asta. N-am fost de față, dar după cum mi s-a povestit, nici n-aș fi vrut să fiu. Între timp, Pata și Matei nu înțelegeau de ce nu iese proiectul. Teoria au învățat toți desigurile toate pregătite, nimic nu lipsea. Nici nu înțeleg care e problema. Stăm aici de 4 ore și n-am vrut să facem nimic. Noi, ce ne trebuie să ne mulțumim? Matei, am văzut. Mai din crezut
Thank you.
după multe pregătiri și după ce am învățat să lucrăm, am ajuns toți pe această scenă. Doamnelor și domnilor, mulțumesc că mi-ați ascultat povestea până la final. De ce? Pentru că asta e povestea valului nostru!
probabil, proba de talent. Proba de talent presupune un număr pregătit de fiecare participant, cu scopul de a se pune în evidență. În deschiderea acestei probe, Alina Stan va interpreta melodia Ploaia a trupei Carlo. Doamnelor și domnilor, vă rugăm un rând de aplauze pentru Alina! Poate mâine pe aici.
Momentul următor este inspirat din viața de liceu și a fost creat cel mai probabil chiar în timpul orelor care necesitau maximă concentrare. Gabriel Popescu vă va face să zâmbiți cu gândul la orele voastre preferate sau mai puțin preferate. Gabriel Popescu, scena ți aparține. Bună seara și bine v-am găsit! Mă numesc Gabriel Popescu, iar pentru această probă am creat o poezie ce ar vrea cam să descrie, nici chiar ca la un concurs, orele noastre de curs. Înainte să încep, domnilor profesori, să știți că e un pamflet, așa că eu v-aș ruga să nu puneți la suflet. Toate sunt necesare în viață, ne vor trebui cumva, așa că sper să vă placă și începe cam așa. Fizica e cam greuță, sau poate sunt eu doar slab, când mai bea o cafeluță peste drum frumos la pub. La mate nici nu mai zic, nu mai am nicio speranță, cu notele mele acum pot suna la ambulanță. Multe chiuluri și absențe, multe numere întregi, ne vedem la corigențe, vă pup, dragii mei colegi. La chimie merg și eu, în oră e o tăcere, dar aud Andrei Rio și devine o plăcere. Multe teme, multe teste, mi-au sucit capul de tot, chiar aș vrea să-mi placă, dar nu există antidot. La tic nici nu prea mai stăm, nu știu când depășim dreapta, când noi tot ce învățăm e de fapt să dăm click dreapta. Și istoria e frumoasă, dar sunt la profil real, așa că pe mine în oră mă găsiți mereu pe deal. Eu am început liceul, deja mă explodează capul, pentru colegii de-a 12-a, fiți atenți că vine... Acum timpul meu s-a dus. Seară bună vă doresc, mult succes în continuare și în final vă mulțumesc. Mulțumim frumos, Gabi. Laura, ușor o întrebare. Ce calitate te definește pe tine? Da, și la... Revenim. Eu consider că sunt o persoană luptătoare. Ce coincidență, Laura! Următoarea concurentă este exact ca tine. Tocmai de aceea ales această seară să ne interpreteze melodia Warrior. Alisa Cârstea, scena este a ta. Am rezistat-o eu. Bravo! Like a battered wound, so ashamed, so confused.
autentic lucru românesc. Te referi la ciocolățele rom, nu-i așa? Mai încearcă. Portul popular? Nu, dar e la aproape. Dansul popular. Tocmai de aceea, următoarea participantă, Fabiana Sabu, alături de colegii din ansamblul Posada, ne vor energiza prin pașilor de dans. Bravo, ce frumos, ce frumos! Da, 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 da,
dau și bani. Știm că vă place dansul, la fel de mult cum ne place și nouă. Am avut dansul clar, iar acum este timpul pentru un număr de street dance. Ce mai potriviți pentru acesta sunt... Nicoleta și Adrian. Bitch, I'm stunning. I like those Balenciagas, the ones that look like socks. I like going to the cooler, I put rocks all in my watch. I like texts from my exes when they want a second chance. I like proving niggas wrong, I do what they say I can. I'm the booty, booty, make your body fit. Thank you.
și rame de neve, haine de nevene și încerc să nu uit, să nu uit, să nu mă printre ele. Mulțumim frumos, Andreea! Comedy, însă mai avem un boboc talentat în acest domeniu. Pentru a nu prelungi suspansul, Vali Pletea! Bună seara! Bună seara! Să rămână mamă! Hei, nu știu să fac stand-up, dar știu să vă fac să râdeți. Bine v-am găsit, eu sunt Vali și aș vrea să încep cu o glumă proastă. Am venit să câștig balul. După cum puteți să vă dați seama, nu sunt îmbrăcat chiar la costum. Asta deoarece, cum spune doamna Viorica Dăncilă, nu mi-a ajuns bugetul. În primul rând, aș vrea să știu din sală cine ascultă manele. Băieții din spate, că vă văd cam energici asta. Ia, aplauze! Tu n-ai spus manele, nu ești ăsta rocker sau cum îți zice? Bine, mi-am dat seama că ai părul lung. Pe ce clasă ziceai că ești? Pa noua, păi pus-o la chimie, ce să mai vreau? Recent am pregătit câteva titluri de biografii. Stați să vă dau câte un exemplu. Iohannis, fără cuvinte. Cabral, viața mea, o carte de colorat. Dorian Popa, amintit din cocălărie. Zilele trecute am fost la un salon de masaj cu tot felul de uleiuri. Cum m-au dat pe spate? Sunt curios de o chestie. Avem șoferi în sală, mâinile sus. Avem șoferi... Hai, nu se poate, toți cu sfântul motocar, ce naiba. Hai, care-i șofer? Tu ești șofer? Sunteți două sau doamnă? Domnul, am înțeles. Domnule, îmi puteți să spune cum se cheamă te dați cu mașina peste un chinez? Că ați trecut pe galben. Îmi aduc aminte că am jucat vorba la un parastas. Asta mai mult de pomană. Știți care este cea mai bună meserie pentru un șarpe? Biblioteca. Ați întrebat vreodată de ce ciobanii nu știu cât eu o iau? Pentru că atunci când încearcă să le numere, adorm. Aș vrea să vă spun o chestie, nu știu dacă s-a întâmplat, dar am găsit cea mai bună modalitate de a spune colegului de bancă că miroase urât. Colegul! Știi dansul ăsta? Mi-aduc aminte că la banchetul de la clasa 8-a m-a întrebat doamna ăsta dirigintă ce zodie sunt. I-am zis, doamnă, eu sunt rac. Ia, avem raci în sală, ia, că cine era cu mine? Bă, dar v-ați înmulțit, nu glumă. Și doamna mi-a zis, rac, că la banchet ai fost mai mult vărsător. Acum, că n-am vorbit de dragoste, că fără dragoste nu se poate, din punctul meu de vedere, pentru fosta mea prietenă, fiecare zi este revelion. Vreți să știți de ce? Nu ați văzut lângă ce petardă stă? Acum eu să vă las, că cică am auzit că cei doi s-au cetat. Acum aș vrea și eu să văd cum explodează petarda, nu altă chestie. Bun, timpul meu s-a scurs, cam asta a fost. Sper că v-ați distrat, sunteți un public minunat. Savi, prin sensibilitate și bineția sa, va face să răsune în sală notele fi celebre. De aceea, interpretând la pian melodia What About Us, artistei Pink, pentru dumneavoastră în această seară, Raluca Sabie! Thank you.
Carisma, simțul umorului și prezența scenică printr-un număr extraordinar de pantomimă. Îi invităm aici în scenă alături de colegii lor Robert Moneanu, Costinel Uță, Roberto Stancu, pe Bogdan Florescu și Diaconul Vlad. Thank you.
va fi reprezentat de un dans contemporan, interpretat cu multe emoții. Pentru a încuraja pe concurenții noștri, aplauze vă rugăm pentru Alexandra Onea și Bogdan Mântuș. Thank you.
logic, ceea ce urmează în scenă este un moment tradițional românesc. Mai exact, un dans popular. Ceea ce face acest dans și mai special este faptul că interpreții acestuia suntem chiar noi, clasa a 12-a A. Sperăm ca acesta să vă bucure pe dumneavoastră în aceeași măsură în care punerea sa în scenă ne-a bucurat pe noi. Run, run, run.
cu iubire v-ați scăpat. Celor care cred că dragostea va mai schimba ceva, le vom cânta, le vom cânta, le vom spune așa. Nimeni n-o să-ți explice ce e dragostea, asta singur într-o zi de mar o vei afla. Și atunci să nu uiți de inima ta. Binele și rău în jurul tău se vor juca, lumea asta moartă va încerca să-ți fure dragostea.
vocii. Le-am testat abilitățile și le-am văzut talentele. Pe lângă acestea, carisma și atitudinea lor au cucerit juriul. Cu toate acestea, momentele alături de ei s-au încheiat. Până când juriul își alege favoriții, avem deosebită plăcere de a vi prezenta pe invitatul nostru. Stimați invitați, așa cum toate lucrurile frumoase au în sfârșit, și balul nostru a ajuns la final. Și odată cu finalul, a venit desigur timpul să facem cel mai așteptat anunț al serii. Numele câștigătorilor balului bobocilor. Dar mai întâi, boboci, vă invităm pe scenă. Da, pentru a prelungi suspansul, vom începe, bineînțeles, cu perechea situată pe locul 8. Astfel. Pe locul 8, Nicoleta Popa. Și la băieți, Arsene Adrian. Bună seara! Bună seara! Profesor, pe cât este Joshua? Ce zice? 5? Știți? Eu zic că pășa. Domnul, domnul. Nu știu, i-a zis și eu. N-am fost acolo. I-am fost afară. Mulțumim frumos. Aplauze pentru ei. Eu i-am lăsat să vă știu singur. Și s-a găsirat frumos. Locul 7 merge la... Ia. Savu Fabiana. Iar la băieți? Badea Joshua. Aplauze pentru ei. Eu nu te-am tăiat în față. Locul 6. Am tăiat în față. La fete. Andreea Jubleanu. Locul 6. La băieți, Florescu Bogdan. Mulțumim. Locul 5. La fete, Sabia Raluca. Locul 5. La băieți, Diaconu Vlad. Perechea de pe locul 4 este Alisa Cârstea și Petec Vlad. Locul 3 la fete, Haiducu Alexandra. Merge la Popescu Gabriel. Poezia, poezia. Ia-l salvat. Iar acum, doamnelor și domnilor, avem plăcerea să anunțăm câștigătorii titlului de Miss și Mister Boboc 2018 ai Colegiului Național Laicu Vodă. Adina, mă ajuți? Câștigătorul titlului Mister Boboc 2018 este... Mărcuș Bogdan! Iar titlul Miss Boboc 2018 merge la Alina Stan! Felicitări tuturor! Să nu uităm totul de locul zon! Aici la Alexandru Onea și Vali Plenea!
foarte dezamăgiți, sperăm că v-a plăcut balul nostru și încă o dată noi, cei patru prezentatori și totul echipul clasei a 12-a, vă mulțumesc!